Vedeți, dacă noi auzim vocea Domnului, ori ne vorbește în vis de noapte, ori ne vorbește în timpul zilei, ori ne vorbește într-o împrejurare sau alta, ascultăm? Ascultăm? Știm noi că vocea aia e a Domnului? Cum știi dacă e vocea Domnului? Ei, dacă începi să asculți de Domnul, ai o relație cu Domnul. Și atunci îi cunoști vocea. Ucenicii ăștia i-au cunoscut vocea și au ascultat și au aruncat mrejea în partea dreaptă. Și fiindcă au aruncat mrejea în partea dreaptă, au prins. Vezi ce înseamnă ascultare în acțiune? Că mulți oameni sunt aceia care ascultă și nu fac. O, am auzit! Și încep să povestească în continuare. Dar nu intră în acțiune a face lucrurile care trebuie. Când zice Domnul Iisus Hristos, veniți la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Noi trebuie să venim imediat. Amin. El are un plan pentru fiecare din noi. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu nu are un plan cu fiecare din noi? Păi fiecare care îl cheamă are și un plan cu el. Și dacă are un plan cu el, vrea să lucreze în viață. De aceea trebuie ascultare. Și trebuie să asculți în așa fel ca să intri în acțiune. Și spune, Doamne Dumnezeule, dă-ne putere ca să lucrăm, să ascultăm de cuvântul Tău și să intrăm în acțiune a face ce Tu zici. Și spune, Doamne, ajută-ne la aceasta. Uitați-vă, un alt lucru care vrem să ne uităm la el. Spunea și fratele Tiberiu și este un lucru foarte important. Îl întâlnim pe Domnul când ajungem la ultimele resurse. De multe ori noi îl întâlnim pe Domnul când ajungem la ultimele resurse. Toată noaptea ăștia aruncă pe mreje și să știți că mrejele sunt greu de aruncat. Este un fel de plumb, îi arunci. Și după aia plumbii se duc jos și după aia tragi și este o ață care de jos strânge plumbii și se închide. Tot ce-o prins în apa aia așa, strânge și tragi sus. Iar o tragi, iar o arunci. E un lucru foarte greu. Și când o aruncat de toată noaptea, trudiți, obosiți. Și acum să mai spună cineva, mai aruncați și în partea de apă și acolo veți găsi. Vedeți? Când intri în ascultare de Dumnezeu, Dumnezeu îți dă. Dar totdeauna ați observat dumneavoastră din viața dumneavoastră. Dumnezeu, ca să-și arate slava și minunea, totdeauna te lasă să te zbați tu până când spui, nu mai pot! Aleluia. Acum vine un ajutor și Dumnezeu să arate slava și minunea. De câte ori am văzut noi bolnavi și am văzut că nu mai pot, îți gata. Și Dumnezeu, chiar în timpul acela, când nu s-a mai putut, a venit cu vindecarea și a dat vindecare. Amin. Și omul acela spune, na, acum știu că nu doctorul, știu că nu nimeni, nu om a putut vindeca numai cine cel a făcut cu cerurile și pământul. Dumnezeu și arată minunea ca să se vadă că nu este o lucrare a oamenilor, ci este o lucrare a lui Dumnezeu. Amin. Toată noaptea să te arunci tu și să arunci mreja cu un uscător de pește și să nu prinzi nimic. Și atunci, dintr-o dată, vine Iisus și spune, aruncă mreja în partea dreaptă și scoți atât de mult că se rup mrejile. Vedeți ce înseamnă când Domnul vrea să-și arate minunile Lui? Amin. Să lăsăm ca Duhul Sfânt să lucreze, frate și surori. Duhul Sfânt este care lucrează în noi și în viețile noastre. Uitați-vă în versetul 3 ce spune. Versetul 2 și versetul 3. Simeon Petru i-a zis, mă duc să prind pește, mergem și noi cu tine, i-a zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și i-au pus și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dis de dimineață stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. Posibil că împrejur